Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea medalilor prețioase, eu sunt Edi și astăzi vom discuta despre banii ușor te fac prost, ediția Europei. Este un articol scris de către John Rubinio, articolul a fost scris pe blogul său și din câte se pare Europa s-ar putea să fie prima lovită de hiperinflație. Este un articol foarte interesant, Germania a rămas fără bani. Și nu doar Germania, sunt mai multe țări europene care au rămas fără bani și sunt incapabile să-și plătească datoriile. Dar da, este o situație nasoală, dar hiperinflația cu siguranță se îndreaptă către noi, lucru pe care vi l-am tot spus de-a lungul timpului și asta este oarecum o confirmare la ceea ce am susținut, că hiperinflația o să lovească Europa. Asta, bine, oarecum este o primă confirmare. Bun, am postat astăzi raportul săptămânal al metalelor prețioase, da, pe raportul de aur. Nu uita să intri pe blog, eventual să te abonezi. Și hai să-i dăm drumul la treabă, să nu mai stăm la vrăjeală. Cum Germania și restul Europei au rămas fără bani? Zona euro este ca o mașină complexă, Rub Goldberg, așezată pe o placă de bază numită Germania. Atâta timp cât economia germană și Banca Centrală Europeană pe care Germania o controlează sunt în regulă, Uniunea Monetară este viabilă. Dar recent s-au întâmplat mai multe lucruri. Și avem așa, punctul 1. Ratele dobânzilor au crescut în întreaga zonă euro, care a răspuns la inflația cu două cifre din ultimul an. BCE a crescut rata sa echivalentă cu rata fondurilor federale de la minus 0,50% la 3,50%, determinând creșterea randamentelor obligațiunilor pe 10 ani la 4% în Italia și 3,76% în Grecia. Economii mai slabe din zona euro se confruntă, ca rezultat, cu creșterea dobânzilor la datoria guvernamentală, mult peste capacitatea lor de plată. Cu alte cuvinte, aceste economii intră în faliment și având în vedere că inflația prețurilor de consum în zona euro este încă peste 6%, BCE nu are posibilitatea de a ușura presiunea prin reducerea forțată a ratelor dobânzilor. Da, și avem aici un grafic al randamentelor obligațiilor pe 10 ani. Deci, în principiu, sunt mai multe economii din zona euro care vor intra în faliment. Da? Asta înseamnă lucru nasol, în special pentru cei care au aderat la euro. Da? V-am tot spus și am tot susținut și încă o susțin în continuare. Din câte se pare, avem oameni care încă trag cu populația României. Pe cineva în guvernul României sau la BNR sau la ambele, nu știu să vă spun, că deocamdată nu fac parte din membrii ușilor închise și să știu ce se discută acolo și ce se plănuiește. Dar, ca fapt divers, eu așa consider că avem persoane la putere, că practic este o decizie de putere de nivel înalt, care nu ne-a permis să trecem la euro, da? Și asta o să fie spre binele cetățenilor, dar o să vedem în continuare cât de rău o să fim afectați. O să fim afectați, evident, dar nu la fel de rău ca restul țărilor care au aderat deja la euro, da? Și o să vedem cum decurg lucrurile. Deci, dacă Europa o să fie lovită prima, îți dai seama prețuri la metale prețioase în zona euro. Să vezi haraba bură ce o să iasă. Bun, punctul 2. În ultima vreme, zona euro a intrat în recesiune, deoarece ultimele două trimestre au înregistrat o creștere negativă. În perioadele de recesiune, lucrătorii își pierd locurile de muncă, iar încasările din impozitele pe venit ale guvernului scad, în timp ce lucrătorii șomeri beneficiază de ajutoarele sociale, ceea ce determină o creștere a cheltuielilor guvernamentale. Combinați această dinamică cu ratele de dobândă ridicate de astăzi, iar rezultatul este un cerc vicios în care costurile de dobândă în creștere generează deficite mai mari, care la rândul lor generează costuri de dobândă și mai mari și așa mai departe, până când se produce ceva, cel mai probabil moneda, care cedează. Semnal de trezire clasic.
Această bruscă perioadă de stagflație este un semnal de trezire clasic la care o societate rațională ar răspunde prin punerea în ordine a situației financiare. Adică ar înceta să se îndatoreze debilitant și s-ar dedica căutării eficienței și productivității. În schimb, Europa a făcut următoarele. S-a angajat în propria sa versiune a Pactului Verde, care solicită o trecere rapidă la vehicule electrice și închiderea rapidă a fermelor, fabricilor de lapte și crescătoriile de vite, fără a arăta nicio îngrijorare aparentă în privința provenienței bateriilor și a hranei necesare. Germania și-a închis sectorul energetic nuclear, eliminând astfel 25% din totalul național de energie electrică, în același timp devenind dependentă de gazul natural rusesc ieftin. Aceasta s-a dovedit un eșec spectaculos, conducând la ceea ce economiștii numesc acum dezindustrializare. Dezindustrializarea Germaniei. Deci, asta cu eliminând 25% din totalul național de energie electrică e cam gravă situația. Adică e nasoală rău de tot pentru că tu pe timp de criză de energie electrică, dacă sunt prețuri spectaculoase, tu ce faci? Tu stai, zici că și-a tăiat un picior practic, da? Și nu mai stă în două picioare Germania. Pe timp de criză de energie electrică, oamenii și-au tăiat 25% din totalul național de energie electrică. Da, nu prea e de râs, dar când vezi atâta prostie, mă nene, n-ai cum să nu râzi când vezi atâta prostie. Sincer îți spun, adică, nu știu, pur și simplu, mă bubnește râsul. Deși e de plâns, adică nu e de râs, știi? Că îți dai seama de consecințe. E nasoală treaba pentru germani. Dar asta e, până la urmă, oamenii și-au ales conducătorii, da? Și, practic, și noi avem această opțiune să ne alegem conducătorii. Iar când conducătorii o iau mai acate pe drumuri necunoscute sau pe drumuri neplănuite, atunci putem ieși în stradă și să-i tragem un pic de perciuni, da? Cum ne făcea doamna profesoară în clasa 3-a, 4-a, 5-a, ceva de genul. UE s-a implicat în războiul dintre Rusia și Ucraina, trimițând acestea ajutoare militare de 79 de miliarde de dolari, cu încă 79 de miliarde de dolari în așteptare, toate împrumutate. Deci asta se leagă de tributul europei plătit către Rusia. Da? După cum bine știți, v-am spus de faptul că ăștia trimit bani în Ucraina, da, bani împrumutați. Și Ucraina cumpără de la turci. Da? În special că turcii construiesc o fabrică de drone pe o perioadă de 2 ani în Ucraina și de acolo putem deduce faptul că războiul va mai dura cel puțin 2 ani. Bineînțeles, războiul este de fațadă, se dă un alt război, dar nu vreau să intru în detalii acum pentru că n-am stat să investighez această cale. Și în principiu o să văd unde se îndreaptă și atunci poate o să mai spun câteva lucruri. Dar în principiu, da, după cum bine știți, războiul este între Rusia, China și cu americanii, da? Deci Rusia și China împotriva americanilor și este vorba despre drumul centurii, da? The Silk Road sau drumul mătăsii. Doar că este o variantă pe la polul nord, pe undeva pe acolo. Și, în fine, ideea este că, practic, Europa plătește tribut la țările BRICS, da? Bun, toate aceste erori de politică au un lucru în comun, presupunerea accesului neîntrerupt la credit ieftin și energie pe cât se poate vedea. Cu alte cuvinte, câteva decenii de tipărire frenetică a banilor fiduciari au convins pe cei responsabili de luarea deciziilor în Europa că lucrurile vor fi întotdeauna așa. Și acum totul se apropie de final. Dar nu știu ce să zic, că în principiu la putere, nu știu dacă sunt oameni proști. Oricum eu nu cred în prostie, știi? Adică
Pur și simplu nu cred. Am constatat că nu există prostie, doar în mintea noastră, din cauza faptului că dacă pe tine ca persoană nu te interesează un anumit lucru, e absolut logic să nu te informezi asupra acelui lucru, știi? Dacă ești forțat să pui sau forțată să înveți anumite chestii, evident o să, nu știu dacă treci cu vederea, dar oricum nu o să bagi foarte mult la cap pentru că nu te pasionează acel lucru, da? Și din cauza asta eu consider că nu există prostie, doar în mintea noastră, așa am fost noi învățați să gândim. Poate greșesc, dar eu așa consider, știi? Mi se pare logic, atâta timp când nu te interesează, nu-ți dai interesul să, chiar dacă gen, te duci la un loc de muncă nou, știi, și te pune să înveți anumite sarcini sau să înveți anumite chestii. Și nu prea înveți ce trebuie, că tu îți vezi de ale tale, adică tu ai în mintea ta alte chestii, știi? Și nu te interesează. Oamenii te consideră prost sau proastă din cauza faptului că n-ai învățat repede sau că nu faci ce trebuie sau că m-ai înțeles. Dar eu așa consider. Faptul că nu te interesează nu înseamnă că ești prost sau proastă, știi? Dar în fine. Germania nu mai are bani pentru UE, a declarat ministrul de finanțe. Germania nu își poate permite să plătească mai mulți bani în bugetul UE, a declarat ministrul de finanțe Christian Lindner pentru ziarul Die Welt vineri. Deși Germania este cel mai mare contribuitor al blocului, a fost obligată să facă reduceri deoarece economia sa se contractă. Având în vedere tăierile necesare în bugetul nostru național, în prezent nu suntem în măsură să facem contribuții suplimentare la bugetul Uniunii Europene, a declarat Lindner reporterilor de la Bruxelles, adăugând că și alte state membre au ajuns la aceeași concluzie. Cum o să ajungă la aceeași concluzie? Sunt în aceeași situație și e logică treaba. De ce se destramă motorul economic al UE? Deci, ce să înțeleg? Faptul că Uniunea Europeană se destramă, că dacă motorul economic se destramă, bine, oricum ei vin cu salvarea, știi, cu moneda digitală. Și astfel, oarecum, vezi, domne, scoate Germania din întuneric, da, pentru că o să permită, mă gândesc, o să permită monede digitale să plătească și să dea drumul la economie, da, la ferme, la... Cum o să închizi ferme? Cât de prost să fii, mă, ne... Bine, oarecum e plănuit, așa că nu e prostie, știi? Dar, da, o să dea drumul la ferme, că ți-am mai zis eu ție, moneda digitală o să vină ca o salvare, o să ne scoată din datorii, o să îmbrățișăm moneda, dar până când intră moneda digitală, trebuie să suferim, să ne îndatorăm și când vine moneda digitală ne scapă de datorii și atunci, evident, toată lumea o să îmbrățișeze această scăpare, știi? Și oarecum e normal ca lumea să îmbrățișeze pentru că vrea să scape de disperare, știi? Bun, Germania este cel mai mare contribuitor net al UE, oferind 21,4 miliarde de euro sau 23,4 miliarde de dolari bugetului blocului în 2021. Odată considerată motorul industrial al Europei și cea mai rezistentă economie a UE, Germania se confruntă în prezent cu dezindustrializarea ca urmare a deciziei sale de a se desprinde de gazul rusesc ieftin și de a trece la energie verde mai scumpă. Economia germană a intrat în recesiune în primele 3 luni ale acestui an, iar guvernul cancelarului Olaf Scholz plănuiește să dezvăluie aproximativ 20 de miliarde de euro sau 21,8 miliarde de dolari în tăieri bugetare mai târziu în această lună. Deci, dacă ăștia o să taie 20 de miliarde de euro de la bugetari, da, o să dea afară oameni. Înseamnă că ne putem aștepta și la noi în țară. Nu știu dacă să zic la suma asta, dar oricum o să fie și la noi tăieri bugetare. Cu toate acestea, votul asupra bugetului ar putea fi amânat, deoarece partenerii de coaliție ai lui Scholz și Lindner în Partidul Verde susțin majorarea taxelor în loc de reduceri și de cheltuieli. Păi, normal că susțin majorarea taxelor, să încaseze mai mult acum cât mai pot oameni, cât mai sunt acolo pe funcții și... Bine, oricum pionii principali nu o să dispară din funcții, știi ce zic? Deci, ce se întâmplă atunci când Germania își lasă în urmă restul zonei euro, forțând acele țări supra-însărcinate cu datorii să-și plătească singure drumul? Una dintre cele două posibilități. Fie Italia, Grecia și mai multe alte țări din zona euro ajung practic în faliment, nu-și mai pot achita datoriile, concediază milioane de lucrători și eventual părăsesc Uniunea Monetară.
Fie euro însuși este devalorizat dramatic pentru a face datoriile țărilor falimentare gestionabile. Și în cel mai bun caz, liderii europeni de astăzi sunt înlocuiți de alții mai puțin stupizi. Așa se încheie întotdeauna și peste tot experimentele cu bani ușori. Da, v-am spus, opinia mea este că nu avem lideri europeni proști sau stupizi. Sunt niște acțiuni planificate care practic împing populația și cetățeanul de rând la disperare, știi? Și când va veni noul sistem digital financiar, populația va îmbrățișa această decizie și va fi de acord cu conducerea, da? Dar oricum sunt două opțiuni, spune domnul John Rubiniu. Da? Una dintre cele două, mai multe țări din zona euro ajung practic în faliment. Cred că sunt deja pe foaie, dar practic la fel ca Rezerva Federală. Oamenii lucrează pe o balanță negativă de 3 miliarde, parcă, sau ceva de genul. Dar tu cine ești dacă ai firmă? Sau dacă ești persoană fizică, ca să ai tu pe negativ 3 miliarde, știi ce zic? Dar în fine. Și a doua opțiune, părăsesc Uniunea Monetară. Adică părăsesc Uniunea Europeană, da? În cazul în care ajung în faliment. A doua opțiune fiind euro însuși este devalorizat dramatic, da? Pentru a face datoriile țărilor falimentare gestionabile. Exact ce v-am spus, hiperinflația. O să lovească și o să fie nasol. Deci eu cred că asta cu hiperinflația o să fie valabilă. La asta mă gândesc. Acum poate greșesc, că până la urmă și eu sunt doar un student al pieței metalelor prețioase. Și un student al economiei, ai banilor, ia-o cum vrei tu, știi? Adică, v-am mai spus, sistemul financiar, sistemul economic, piața metalelor prețioase nu mi-aparțin, nu sunt ale mele și nu iau eu decizii, da? Nu sunt eu în putere de decizie. Dar ca și opinie, așa consider. Cred că intrăm în hiperinflație. Bun, deci cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-vă din interes pentru viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi.